Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Este cineva din sală care este scutit de acest tratament al hoțului? Dragii mei, diavolul, șarpele cel vechi, satana, înșelătorul, amăgitorul, nu face diferență. Indiferent de statutul social, indiferent de starea de sănătate, indiferent de nivelul spiritual pe care l-ai atacat, l-ai atins, indiferent cât de jos ești, că te zbați în cele mai complicate păcate, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Nimeni nu este scutit de aceste atacuri repetate și repetate. Nu obosește niciodată, nu obosește ispitind, nu obosește aducându-ne în tot felul de contexte în care să călcăm porunca lui Dumnezeu. Nici David nu a fost scutit. Când ne uităm la acești oameni mari ai credinței, spunem că sunt undeva din ceruri, sunt căzuți din cer pe pământ și au venit și au umblat printre muritori. În schimb, viața lui David este lăsată în Scriptură exact așa cum s-a întâmplat ea. Și găsim lucruri extraordinar de frumoase. În primele 5 capitole, David primește împărăția în 2 etape, dar nicio secundă nu ai bănuit că în Israel împărat este David. Cele două întronări. Dacă nu citești cu atenție, nici măcar nu știi când a fost întronat. Cele două întronări sunt în umbră, câte un verset pentru fiecare, pentru că împărat în Israel nu era David, ci împărat în Israel era Domnul. Acestea sunt primele 5 capitole. În capitolele 6 și 7, David trece la o etapă spirituală nouă. După experiența cu Uza, cu acea tragedie în mijlocul poporului, David ia Scriptura și 3 luni de zile stă în fața cuvântului lui Dumnezeu. După 3 luni de zile de acufundare în cuvântul Domnului, o mare inimă pentru casa lui Dumnezeu răsare. Iar Dumnezeu nu se lasă mai prejos. Și când citești capitolul 7, nu știi cine vrea să facă mai mult pentru celălalt, David sau Dumnezeu. David stă și inima lui bate pentru casa lui, iar Dumnezeu nu se lasă mai prejos și semnează un legământ cu David. Iar în capitolele 8 până la 10, David nu obosește continuând planurile lui Dumnezeu, lărgind împărăția mai mult decât a lăsat Dumnezeu. Iar în inima acestor capitole stă o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. A fost oare David scutit de hoțul care vine să fure, să înjunghe și să prăpădească? Când finalizezi capitolul 10, te întrebi, oare un astfel de om poate ceda atacurilor celui rău? Capitolele 11 și 12. O mare cădere, o mare pocăință și o mare iertare. În schimb, când te uiți cu atenție la capitolele acestea și le așezi în întregul Scripturii, descoperi cu cutremur că pocăința și iertarea lui David din păcatele al curviei și crima este o excepție de la regulă. Este poate cea mai mare minune din viața lui David. Nici măcar atunci când a fost protejat de Saul, nu s-au manifestat minuni în viața lui David de o intensitate atât de mare ca aceasta, că și-a revenit din păcatul curviei. Pentru că uitați-vă ce spune fiul său despre acest păcat, în perioada lui bună, în prima parte a vieții, când era Iedidia, iubitul Domnului, când era, uite așa, cu Dumnezeu, pentru că avea pe Natan lângă el. Casa ei, a femeii stricate, coboară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nu spune cei mai mulți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Pavel este însuflețit de aceeași groază în fața acestui păcat și spune în repetate rânduri, fuciți de curvie.
Este singurul păcat care odată săvârșit te-a luat din împărăția luminii și te-a dus în împărăția întunericului. Nu este ca la celelalte păcate, că Duhul stă, se întristează, te cercetează, să te pocăiești. Imediat ai devenit fiul celui rău. De aceea, dragii mei, Psalmul 51 este cea mai mare minune din această secțiune. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi gunosc bine fără de legile, curvia și crima. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că voi fi drept când îmi va muri copilul, în hotărârea ta și fără vină, în judecata ta, curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura, întoarce-ți privire de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Ce minune extraordinară! Despre un păcat în dreptul căruia Scriptura spune că cel care ajunge în el nu mai găsește cărările vieții. David este excepția de la regulă. A devenit David după aceste păcate îngrozitoare, după ce scrie Psalmul 51, după ce stă 7 zile la casa Domnului în sac și cenușă, a devenit el mai alb decât zăpada? O, dragii mei, da. Mai alb decât zăpada. A redevenit Fiul lui Dumnezeu. A redevenit Sfântul lui Israel. Cel în care Dumnezeu își găsește plăcerea. Însă, rămâi cu o întrebare. Ce urmează în viața lui David după o mare cădere, o mare pocăință și o mare iertare? Vă invit să citim din capitolul 12. Vom parcurge mai mult text astăzi. Sper ca Duhul lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, să stau suficient pe fiecare și nu prea mult pe unele. Dar aș vrea să atingem toate efectele după o mare cădere, o mare pocăință și o mare iertare. Și primul pasaj pe care doresc să-l citim împreună se află în capitolul 12, începând cu versetul 26. Suntem în plin asediu asupra amoniților. Pe fondul acestei asedii asupra amoniților a avut loc cele două păcate, curvia cu Batșeba și uciderea lui Urie. La această cetate, la Raba, Urie a fost trimis și pus în locul cel mai periculos. Și atunci cronicarul continuă, fără să-ți spună când a avut loc acest eveniment, în schimb, cu siguranță, după ce David a intrat la Batșeba. Că a avut loc înainte de pocăință sau după pocăința lui, lucrurile nu sunt foarte clare. Dar haideți să citim acest pasaj după păcatul cu Batșeba, așezat de cronicar, după marea pocăință și marea iertare. Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis-o lui David să-i spunem: am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății și ia-o, ca să nu iau eu să vină asupra mea cinstea. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba. A bătut-o și a luat-o. A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talent de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate. Iar versul 31, sper din toată inima că traducerea este greșită, a scos pe locuitori și a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Mulți teologi, când ajung versul 31, sunt îngroziți și oripilați și le vine greu să creadă că așa este în original. S-au dus în original, au luat cuvântul, l-au pus pe toate fețele și au spus, sigur, cuvântul nu se referă la faptul că David a omorât cu fierăstraiele, cu secur și a pus în cuptoare pe cei din Amon, ci i-a pus la munci cu fierăstraie, cu securi, cu topoare și cumva te liniștești, pentru că nu stai în fața grozăviei
unui om sadic al sângelui. De aceea nu insistăm pe traducerea din 31, dar când citești în românește, este imposibil să nu te îngrozești un pic. Dar haideți să stăm la întronarea lui David. Tocmai am spus că cele două întronări, de la Hebron și de la Ierusalim, au trecut cu vederea, pentru că împărat în Israel, în vremea respectivă, până la păcatul cu Batșeba, nu era David, ci era Domnul. Întronarea din Hebron nici nu-i băgată în seamă, poate cel mai important moment, după 12 ani de alergare prin pustie și prin păduri, măcar 5-6 versetele aș fi trecut și eu acolo. Este versetul 4 din capitolul, nu mai țin minte în ce capitol, că versetul 4, foarte, foarte scurt. Dar când ajunge la Raba, cronicarul se oprește, pentru că aici are loc un fast. Este luată o coroană care cântărea 30 de kilograme, era atât de grea că David nu putea să o așeze singur pe cap, a fost nevoie de doi oameni și textul spune, i-au așezat-o pe capul lui David. Dragii mei, ce s-a întâmplat în mintea lui David? Ce s-a întâmplat în inima lui David? Când aude de la Ioab, vino tu la Raba ca să iei tu cinstea cuceririi cetății. Cum ar fi răspuns David dinaintea păcatului cu Batșeba? Dragul meu Ioab, singurul care merită slava, cinstea și gloria în vecii vecilor este împăratul lui Israel. Eu nu am nevoie de slava pământească, eu nu am nevoie de cinstea trecătoare. Dar David, cum aude cuvântul cinstea? Ajunge la Raba, o cucerește. Când vede cununa, îi sticlesc ochii și nu refuză o ceremonie de întronare. După păcatul cu Batșeba, singura ceremonie de întronare a lui David este în Raba. Cine primește slava în Raba? Dumnezeu sau David? Dragii mei, din păcate vă spun, David, acel David, acel David care stătea cu ambele mâini în fața oricărei forme de înălțare, nu și-a dorit-o înainte de pribegie, nu și-a dorit înălțarea în timpul pribegiei, nu și-a dorit înălțarea la finalul pribegiei, a dorit ca tot timpul Dumnezeu să fie împărat în viața lui și în Israel. De data aceasta, David desface larg brațele și primește cu toată puterea tăriei lui slava adusă din cucerirea cetății Raba. Ce s-a întâmplat? După păcatul cu Batșeba, chiar și după pocăință, aș spune eu, toate domeniile din mintea lui David sunt afectate, inclusiv raportarea corectă a lui Dumnezeu la Dumnezeu. După un păcat atât de groaznic, chiar și după pocăință, nu mai ești același ca înaintea păcatului. Și una dintre minciunile, poate cele mai subtile, dar acum cea mai subtilă a celui rău când ești ispitit, îți spune, păcătuiește că Dumnezeu te va ierta. Și așa este. Devii mai iaub decât neaua. Devii la fel ca înainte. În schimb, un singur lucru nu-ți spune diavolul. Mintea ta va suporta modificări majore. Asta nu-ți spune. Îți spune că te va ierta un adevăr, în schimb, dacă te uiți la David, el scrie Psalmul 51, este iertat, devine mai alb decât zăpada. În schimb, mintea lui suportă mutații profunde. Nu mai este David din capitolele 6, 7, 8. Ce să mai spunem de capitolul 9? Dați-mi un om să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că traducerea de aici este corectă. Unde este acel David care voia să se poarte cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu și a luat pe toți cei din Amon, i-a tăiat în două cu fierăstraiele, cu securile, cu topoarele, i-a pus în cuptoare și a dat foc, arzându-i de vii. După păcatul cu Batșeba, după această grozăvie a păcatului curviei, în ciuda minunii iertării și a revenirii. Toate domeniile sunt afectate, inclusiv raportarea la Dumnezeu. Dacă ar fi doar acest efect al păcatului lui David, ar trebui ca fiecare dintre noi să devină îngrozit de orice formă de păcat, dar mai ales
de păcatul curviei. Și atunci când citim afirmațiile lui Pavel, fugiți de curvie, să rugăm pe Domnul Slave să ne învețe cum să fugim de curvie în acest neam, în această societate atât de depărtată de moralitatea lui Dumnezeu. Aproape că nu există perete pe străzile pe unde mergem să nu fi bombardat cu un demn la curvie. Nu există discuții la serviciu în care colegii noștri să nu vorbească, nu foarte vulgar, dar cu aluzii imorale. Ce să facem? Ce să facem ca să rămânem tari și să nu care cumva să ajungem pe calea de unde nu mai este întoarcere la viață? Dar, dragii mei, doar acest efect ar trebui să ne îngrozească. În schimb, ceea ce urmează în viața lui David ne prezintă efecte și mai urâte, și mai urâte. Capitolul 13, nu-l vom citi, este cel mai îngrozitor capitol din viața lui David. David, precum mulți oameni, avea copii. Și când citești capitolul 13, găsești două grozăvii pe care le fac copiii lui David, una mai îngrozitoare decât cealaltă. În prima parte a capitolul 13, dacă David și-a permis să poftească nevasta altuia, Amnon, primului născut, mărește granițele păcatului și o poftește pe sora lui. Nici nu poți să citești. Se întoarce stomacul când citești. Nu numai că o poftește, ticluiește un plan inspirat de șarpele cel vechi și o violează în casa lui. El poftește și violează pe sora lui. În partea a doua a capitolului 13, al doilea fiu al lui David, Absalom. Dacă David a ucis cu mișelie un prieten pe Urie, Absalom lărgește granița acestui păcat. El cu aceeași mișelie își omoară fratele. 2 ani de zile a ticluit planul de ucidere a lui Amnon. Era vrednic de moarte Amnon, cu siguranță. În schimb, legea prevedea metode clare și precise de a face acest lucru. Absalom la început spune, soră, te rog să taci. Și ai impresia că el vrea să rezolve problema. Dar nu, te rog să taci, că eu voi face un plan să te răzbun. Știți cât a durat acest plan? 2 ani de zile. 2 ani de zile Absalom n-a putut să scoată din mintea lui gândul uciderii fratelui său. Și zi și noapte a ticluit la el, până când l-a ucis. Cu aceeași mișelie cu care David a ucis pe Urie. Citiți acasă, îngroziți-vă. Când te uiți în capitolul 13, îți dai seama că după păcatul cu Batșeba, că nu poți să pui în seama altui păcat aceste grozevii din capitolul 13, după păcatul cu Batșeba, toată familia este afectată de o deschidere incredibil de mare spre tot felul de păcate. David curvește, Amnon face incest. David omoară pe prietenul lui, Absalom face fratricid, nu? Fratricid. Își omoară un frate. Și groaza față de păcatul curviei ar trebui să crească la fiecare dintre noi. Da, David a devenit mai alb ca neaua. Pentru că acesta este harul lui Dumnezeu. Aceasta este puterea iertătoare a harului lui Dumnezeu. Oricât de adâncă ar fi groapa în care un păcătos se află, chiar dacă e vorba de curvie, fie vorba și de crimă față de prietenul tău, harul lui Dumnezeu, incredibil, poate ierta. Dar când te uiți la toate efectele care urmează și la faptul că este o excepție, te întrebi, ai vrea vreodată să ai parte de o astfel de reabilitare? Ai vrea vreodată să guști harul curățitor al lui Dumnezeu și să ai în viața ta astfel de efecte? Ferească Dumnezeu! De aceea mă alătur lui Pavel și îmi spun mie și fiecăruia dintre noi, fugiți de curvie! Să fugim de acest păcat îngrozitor prin toate formele pe care Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să le folosim. Și ajungem în capitolul 14. Și aici aș vrea să citim câteva versete. Pentru că hoțul nu vine decât să fure,
să junghe și să prăpădească. Și întrebarea mea este, am înțeles, aceasta e strategia lui, dar oare nu-i suficient la ce a făcut în viața lui David? L-a luat, l-a târât alături de Batșeba, l-a luat, a pus sabia în mâna lui, l-a ucis pe Urie, l-a dus la Raba, i-a pus coroana pe cap, coroana împăratului Rabei. L-a luat pe Amnon, a făcut incest. A luat pe Absalom, l-a ucis pe Amnon. Oare nu se oprește acest hoț, acest viclean? Oare nu este suficient din cât a jefuit din viața lui David? Dragii mei, nu. Pentru că el nu obosește ispitind, el nu obosește ucigând, el nu obosește târând pe cei care au fost sfinții lui Dumnezeu sau care sunt prin tot felul de gropi și tot felul de păcate. Și vă spun, dacă v-ați îngrozit în 12, dacă v-ați îngrozit în 13, în 14, grozăvia capătă proporții incredibile. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și i-a zis, fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale, nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa. Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, împărate, scapă-mă! Împăratul i-a zis, ce ai? I-a răspuns, da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit, roaba ta avea doi fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă, unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale zicând, scoate încoace pe ucigașul fratelui său, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis, vrem să nimicim chiar și pe moștenitor. Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu-l lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii, du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine. Femeia din Tecoa a zis împăratului, asupra mea împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa, împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit. Împăratul a zis, dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va atinge de tine. Să-și aducă aminte împăratul de Domnul, Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul. David a zis, viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Povestea la grupul de casă, o soră, după ce am citit capitolul 14, am plâns. Multă emoție. Doi fii. Unul moare pe celălalt. Mama săraca. Pe punctul de a-l pierde pe celălalt. Vine la David și spune, David, scapă-mă. Cui nu-i s-ar mișca inima la o astfel de poveste? David, uite ce se întâmplă. Toată cetatea s-a mișcat. Toată cetatea vrea să vină să-mi omoară fiul care a mai rămas. Șansa familiei noastre. Spuneți-mi, dragii mei, cine nu ar fi mișcat de o astfel de poveste? Ne plac emoțiile. Ne place să manifestăm milă. Fiecare dintre noi s-ar fi apropiat de această femeie și ar fi spus, draga mea, stai liniștit. Se va face dreptate. Fiul tău nu va muri. Viu este Domnul că fiul tău nu va muri. Ea a zis, să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul. Dragii mei, aș dori să deschidem împreună Numeri, capitolul 35 și să citim câteva versete. Pentru că femeia din Tecoa folosește o expresie pe care o găsim în Numeri, capitolul 35, răzbunătorul sângelui. Începând cu versetul 9. Domnul a vorbit lui Moise și a zis,
Vorbește copilul lui Israel și spune-le, când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Deci este o afirmație luată din cuvântul lui Dumnezeu. Răzbunătorul sângelui nu este o invenție a femeii din Tecoa, ci este din Numeri, capitolul 35, sau din cartea Iosua. Pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. Din cetățile pe care le veți da, 6 să vă fie cetăți de scăpare. Să dați 3 cetăți din coace de Iordan și 3 cetăți în fața Canaanului. Acestea să vă fie cetăți de scăpare. Erau răspândite în toată țara ca oricare om care era într-o astfel de situație să poată ajunge în câteva ore acolo. Erau echidistant așezate după o înțelepciune dumnezeiască. Aceste 6 cetăți să vă fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străini, pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru. Acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă îl lovește cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este ucigaș. Ucigașul să fie lovit cu moartea. Dacă îl lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni să-l omoare. Dacă un om împinge pe aproapele său și femeia din Tecoa aduce povestea fiilor ei în aceste situații. Dacă un om împinge pe aproapele său din ură, sau dacă îl prinde și îl aruncă ceva asupra lui, moare, sau dacă îl lovește cu mâna din vrășmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea. Este un ucigaș, răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș dacă îl va întâlni. Mă scuzați, acum apare situația asemănătoară cu fiii femeii din Tecoa. Dar dacă un om împinge pe aproapele său fără veste și nu din vrășmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care îi poate pricinui moartea și moare fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a iubit, lovit și răzbunătorul sângelui. Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și îl va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise, să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu un de lemn sfânt. Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor, căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot și după moartea marelui preot putea să se întoarcă la moșia lui. Iată poruncile de drept pentru voi și pentru David în toate locurile în care veți locui. Poruncile cu privire la cetățile scăpare erau foarte clare. Se întâmplă să mergi la câmp, se întâmplă să mergi la pădure, se întâmplă să existe crime fără premeditare între voi. Dacă e cu premeditare, lucrurile sunt foarte clare. Dar dacă e fără premeditare, Dumnezeu a pregătit o soluție, cetăți de scăpare, unde ucigașul fără voie să ajungă acolo, adunarea îl primea, judeca. Dacă era făcută cu intenție, trebuia să-l dea afară și răzbunătorul sângelui să-l omoare fără niciun fel de regret. Dar dacă adunarea din cetate ajungea la concluzia că nu a fost vinovat, că nu a dorit omorârea fratelui său, atunci te muți aici până va muri marele preot. Poruncile sunt foarte clare. Acum, când te uiți la povestioara rostită de iscusita femeie din Tecoa, nu știi unde să o așezi. Doi fii de mei erau la câmp și la un moment dat s-au luat la ceartă și unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. A existat intenție de omor? Greu de spus. Cumva femeia vrea pe acest fiu al ei să-l aducă în situația celui care nu a omorât intenționat. Dar chiar și așa, ce trebuia să se întâmple cu un astfel de băiat care a omorât neintenționat? El, dacă era vinovat de crimă cu intenție, trebuia să moară pe loc, conform lui Numeri 35. Dacă era vinovat de crimă fără intenție, trebuia să fugă în cetatea de scăpare și să rămână acolo până la
moartea marelui preot. Acum pregătiți-vă să citiți cuvintele lui David. Viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Cum vi se par aceste cuvinte? David ia numărul 35, îl pune deoparte și spune, eu sunt mai înțelept decât Dumnezeu. Eu știu să manifest milă mai bine decât Dumnezeu. Eu sunt cel care are dreptul în această situație să judece între viață și moarte. Dragii mei, David în acest moment eludează legea lui Dumnezeu, nu o ia în seamă, o anulează și judecă după propria lui inimă umanistă o situație care într-adevăr îți sfâșie inima. Și ce trebuia să spună David? Draga mea, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat în familia ta. Dar avem un Creator. El are drept de moarte și de viață asupra tuturor. El are drept de judecată. El are dreptul să-L lase în viață pe Fiul tău, așa cum a făcut-o și cu mine de altfel. Dar El este Cel care trebuie și are singura decizie ultimă. David trece peste Dumnezeu și el hotărăște, probabil plin de lacrimi, la povestea femeii. Acum povestea se pare că era una închipuită, nu era adevărată, pentru că ținta celui rău era ca el să calce o nouă poruncă în fața întregului Israel, față de fiul lui Absalom. Când citești numărul 35, Absalom era vrednic de moarte sau trebuia lăsat liber? Dragii mei, era vrednic de moarte. Acum nu spun că David trebuia să scoată sabia și să-i taie capul, pentru că el însuși l-a omorât pe Urie și Dumnezeu l-a iertat, dar trebuia să se apropie de Absalom și să-i spună, dragul meu fiu, conform legii lui Dumnezeu, ești vrednic de moarte. Uite ce s-a întâmplat și cu mine cu Urie. Uite cum am primit iertarea. Vino la Dumnezeu și poate la Domnul există șansă pentru păcatul tău. Femeia pornind de la această povestioară, pentru că l-a prins deja în ghearele șarpului, era să spun, dar chiar așa, în ghearele șarpului pe David, când el a rostit, viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Uitați-vă cum continuă povestioara. Pentru că ea face imediat trecerea la Absalom. Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața. Ce frumos sună! Un Dumnezeu bun care nu ia viața, ci dorește ca fugarul Absalom să nu rămână izgonit dinaintea lui. Uitați-vă iar cuvintele ei. Cum este în traducerea? A învăluit, nu? Este o traducere românească care spune așa, femeia din Tecoa a învăluit pe David cu cuvintele ei. Roaba ta a zis, cuvântul Domnului meu împăratul să-mi dea odihnă. Căci Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul și Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine. Împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a necinstit legea lui Dumnezeu, a sărutat pe Absalom și l-a așezat în cinste. Șarpele cel vechi folosește iscusința unei femei pentru a negocia cu David termenii în care Dumnezeu a stabilit funcționarea cetăților de scăpare. Dumnezeu are drept de moarte și de viață asupra oricui. Nu eu, nu tu, nici măcar David. După păcatul cu Batșeba, poate cel mai grav efect este că David nu mai are repere teologice solide. El este dispus să schimbe legea lui Dumnezeu pentru a interpreta în stil umanist o situație familială. Da, și mie vine să plâng când citesc povestea femeii. Și mie vine să plâng de bucurie când David s-a împăcat cu Absalom și să strige înaintea Domnului, lăudat să fie Domnul, că s-a refăcut o familie. Dar oare s-a refăcut? Citiți capitolele de la 15 până la 17 să vedeți grozăvia reintrării lui Absalom în familia lui David. Nu David avea dreptul să hotărască ce se întâmplă cu Absalom, ci singurul care avea dreptul, conform cuvântului lui, era Dumnezeu însuși. În schimb, pentru că în loc să se ghideze după cuvântul Domnului, el a început să judece tot din jur
cu inimioara lui umanistă, care manifestă milă când vrea, manifestă judecată când dorește, după buna plăcere a voii sale. Un alt lucru îngrozitor din capitolele 13 și 14. După păcatul cu Batșeba, scena vieții lui David este invadată de oameni vicleni. Sunt cei mai mulți oameni vicleni pe metru pătrat din toate pasajele din Scriptură pe care le-am citit până acum. Ionadab, Amnon, Absalom, Ioab, femeia din Tecoa, fiecare vine cu vicleșug la David. Și David, dragii mei, nu miroase nimic. În niciuna din cele 5 discuții cu Ionadab, cu Amnon, cu Absalom, cu Ioab, cu femeia din Tecoa, David nu realizează din prima că în spatele lor este șarpele cel vechi, este amăgitorul, este diavolul însuși. Da, păcatul cu Batșeba a fost iertat. David a devenit mai alb decât zăpada, dar a deschis drumul larg demonilor pentru a distruge cugetul lui David. Raportarea lui David la Dumnezeu, am văzut în Raba, modelul de viață din familia lui David, discernământul spiritual, nu mai citea nimic în jurul lui, puteai să-l păcălești în orice context pe David în acest moment. Și poate cel mai grav lucru, sensibilitatea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cine vrea să aibă parte de o astfel de reabilitare, de o astfel de iertare? Dragii mei, nu vreau. De aceea, fugiți de curvie. Este păcatul cu care nu este de glumă. Ai intrat în el, printr-o minune mare, poate ești iertat. Dar dacă ești iertat, uite ce urmează în viața ta. Când termin de studiat capitolele 11 până la 18, știți care ar trebui să fie strigătul intern al fiecărui bărbat și al fiecărei femei? Doamne, învață-mă să fug de curvie. Învață-mă în a... Avem nevoie de acest strigăt mai mult ca niciodată, dragii mei. Se întețesc armele celui rău asupra fiecărui bărbat și fiecărei femei, sub tot felul de forme. Fiecare dintre noi știe cât este de hăituit de acest păcat și cât este de ispitit. De ce avem nevoie să strângem rândurile, să avem zile de post, să deschidem Scriptura, să cerem ajutor de la Dumnezeu, ca nu care cumva de pe muntele schimbării la față să cădem în groapa Marianelor a unui astfel de păcat. Cum aș împărți viața lui David? Avem o primă parte a vieții lui David din 1 Samuel capitolul 16, 2 Samuel capitolul 10 și o a doua parte a vieții lui David, asta este perspectiva din 2 Samuel, de la 2 Samuel 11 până la 23. În prima parte ești fascinat de înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu de a ridica, mângâia și crește pe David. Și ce frumoasă a fost! Dar din păcate, în a doua parte, nu pot să nu văd înțelepciunea nespus de felurită a celui rău de a fura, înjunghia și distruge pe David. Din capitolul 11, după păcatul curviei cu Batșeba, se deschide o autostradă pe care mii și mii de demoni circulă dus și întors către inima familiei lui David. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să distrugă. Când se oprește din acest proces? Niciodată. La ce vârstă? Până ajungem în sicriaș. Până atunci, el are o singură strategie. Să fure, să înjunghe și să distrugă. Dar în această dimineață, în fața pâinii și vinului, nu aș vrea să terminăm pesimist. Da, așa este el. Pentru că nu poate face altfel. Da, suntem supuși morții și atacurilor lui în fiecare zi. În schimb, vestea bună în tot acest război spiritual a fost în prima parte a bisericii. Și m-a plăcut așa mult reacțiile în rugăciune ale fiecăruia dintre noi. Dacă ar fi lăsat doar această afirmație Mântuitorul, am fi plecat îngroziți acasă și am fi spus, cine poate sta în picioare? Cine poate rezista acestui atac continuu al celui rău? Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din abundență, din belșug. De aceea în fața pâinii și vinului, în fața morții Mântuitorului nostru, vreau să plecăm plin de nădejde,
plin de bucuria biruinței, plin de siguranța biruinței, că nu există păcat care să ne poată doborâ, nu există păcat care să ne poată duce în Marea Marianelor, în groapa Marianelor, pentru că Dumnezeu însuși și Domnul nostru Iisus Hristos, cum ai terminat în textul atât de frumos? Ei amândoi ne țin în mâna Lui, lor. Și dacă suntem în mâna lor, cine ne poate smulge de acolo? Știți cât de mult și-au dorit cei doi să ne țină în mâna lor? Atât de mult. Încât unul dintre ei a coborât de acolo din slavă. S-a așezat pe o cruce. Ca fiecare dintre noi să avem viața și să o avem din belșug.